În majoritatea cazurilor merg la alergat. Așa arată 250 de mililitri și mi-a plăcut foarte, foarte mult. O emulsie cu clindamicină 0,8% și polivinilă 0,2%. Am folosit una gigantică de la Alina, primită și mai am, într-adevăr, și o să mai vedeți. Cade, eu mai are să România. Hello, dragilor, bine ați venit sau revenit aici la mine pe canal și pentru că de fiecare dată după ce mă spăl pe păr și las așa să se usuce de la sine, părul mi este un pic vâlvoi, de data asta mă vedeți la fel ca în alte câteva cazuri, doar ce m-am spălat pe păr și vedeți cum stă așa mai cu volum, mai vâlvoi, asta pentru că nu l-am uscat și am aici în spatele meu, în lateralul meu, un uscător nou de păr pe care vreau să vi-l prezint și vouă, poate vă dau o idee ce să vă cumpărați dacă sunteți în căutarea unuia. La fel cum ați văzut în titlu, astăzi vorbim despre câteva cumpărături și câteva produse terminate. De data asta le-am așezat aici, nu sunt așa de multe și mă bucur că am reușit să le organizez un pic mai repede ca să nu lungesc un vlog foarte, foarte, foarte mult, pentru că va fi vlog exact. Ați văzut că am început un nou vlog, m-am îmbrăcat frumos ca de fiecare dată când prezint produse terminate, adică unii le-ar spune gunoaie, eu mă îmbrac frumos ca să dau bine cumva, să-mi îmbunătățească starea de spirit. Nu că n-ar fi bună, dar să o ridice și mai sus. Bun, astea fiind spuse, introducerea asta am vrut să o fac rapid și la subiect, trecem la produsele cumpărate, după care la produsele terminate și trebuie să vă mai spun neapărat tot aici că vreau să fac un pic de curățenie în baie, asta pentru că e sâmbătă și am timp și vreau să mă apuc deja direct din momentele următoare, pentru că vreau să îmi păstrez un pic de timp liber și pentru mine, pentru ca să mă răsfăț un pic, să mai citesc ceva și știți voi, asta oricum este ziua mea de sâmbătă. Câteva treburi prin casă, organizare, curățenie, dar și relaxare. Ziceam, hai să încep cu acesta, ziceam că ultimele cumpărături pe care le-am făcut, nu ziceam, dar vă zic acum, sunt câteva chestii pentru casă, pentru corp și pentru sănătatea noastră fizică, o să vedeți în continuare. Nouă ni s-a stricat feonul acum ceva timp și eu cum îmi fac duș de dimineață, uneori mă și spăl pe păr de dimineață, înainte să merg la lucru, am nevoie și de feon. Dacă îmi fac acasă și nu merg la lucru, nu mă usuc așa cum este și acum cazul, dar când merg la lucru trebuie neapărat să mă usuc, mai ales la rădăcini și în zona urechilor, pentru că știți, sănătatea este mai de preț decât orice, așa că a trebuit să-mi cumpăr, m-am chinuit cu celălalt pentru că se strica, se oprea, nu știu ce avea oricum, așa că ne-am cumpărat unul de la Philips, este un pic cu praf, nu știu de ce, este pe un rozaliu așa pudrat, după cum îl vedeți și voi aici, aici scrie și brandul. În cazul în care sunteți în căutarea unuia, să știți că acesta mie mi se pare destul de bun, are o putere destul de mare de uscare, două trepte, prima treaptă dă un, o ventilație un pic mai mică și a doua treaptă o ventilație mai mare, de fapt are una, două, trei trepte, pardon, și am aer cald aici sus, dacă apăs butonul, îmi place că butonul se apasă și nu trebuie să-l țin continuu ca să-mi dea aerul super cald și doar apăs odată și gata, iar aici am aer rece în cazul în care vreau și rece, ventilație, mă rog, în fine, de fapt îl pornesc un pic mai tare. Eu de regulă mă spăl la ultima ventilație pentru că mă usuc pe cap la ultima ventilație pentru că vreau să fie cât mai rapid procesul și și apăs pe butonul care îmi dă cumva o mai mare putere a aerului cald, nu știu cum să vă spun. Și în 5 minute părul meu este uscat. Înainte cu celălalt pe care l-aveam, mi uscam părul cam în 10 minute și nici atunci nu era super, super uscat aici la vârfuri. Uscare rapidă fără deteriorare la căldură, mă rog, cu tehnologie de protecție termică. Asta este super bine. Uscare cu 20% mai rapidă cu un flux puternic de aer. Vedeți, acesta era cuvântul, flux puternic de aer. Sistemul ionic puternic emite de două ori mai mulți ioni. Și mineral reduce sistemul ionic, mineral reduce deteriorările produse de radiațiile UV pentru păr fin. Super! Am și cap de coafare și difuzor incluse.
Asta este difuzorul, asta este capul de coafare. Este super, a costat 200 și ceva de lei, 250, o să vă las link în descriere, pentru că, sincer, vă spun, nu mai știu. În continuare vreau să vă arăt ultima, nu e chiar ultima achiziție, dar, mă rog, printre ultimele, a cumpărat soțul meu un udimificator, cred că am spus bine, pe acesta. Noi în el punem și soluții din astea mirositoare, vai cum se numesc, uleiuri, uleiuri esențiale, așa, nu-mi venea cuvântul, și dă un miros foarte, foarte plăcut în cameră. Depinde ce ulei esențial punem, pentru că mie îmi plac foarte mult acelea cu miros de brad, de flori, eucalipt, așa și așa, lavandă destul de mult, dar sunt câteva esențe care atunci când le folosesc în acest umidificator nu prea îmi plac, pentru că, nu știu, poate se și schimbă puțin mirosul când iese pe aici, ies aburi, să zic așa. Mi-a plăcut, îmi place foarte mult și acesta și îl folosim ori de câte ori simțim nevoia să umezim un pic în cameră și să refreshuim, să zic așa, mirosul din cameră. Nu știu cât a dat pe el soțul meu, l-a cumpărat cred că de pe EMAG, vă las link în descriere. Vedeți aici în spatele meu că am o roată și poate vă întrebați ce este cu această roată. Da, este o roată de făcut sport. Eu am acasă masă de abdomene, cum zice, bancă de abdomene și mai fac din când în când. În majoritatea cazurilor merg la alergat, oricum alerg pe teren, dar fac destul de des și cu această roată exerciții, un fel de abdomene, doar că sunt cum ar fi inverse și să vă zic ce lucrați în cazul în care vă luați roata. Vreo 15 lei cred că costă, 17 cred că se găsește și în Jumbo și pe internet, vă las link în descriere. Lucrați la mâini, mușchii mâinilor, mușchii picioarelor, a abdomenului și foarte, foarte mult, mie cel puțin, eu simt aici exact sub sâni. Nu știu de ce, dar este destul de greu. E un exercițiu care pune la lucru aproape toate grupele de mușchi, sincer vă spun, și este destul de greu, pentru că voi o vedeți pe fata asta cât s-a plecat și cât de întinse îi sunt brațele. Eu încă n-am reușit să ajung atât de mult, ajung cumva până pe aici, până pe aici cumva. Deci chiar nu, na, bine, am început cu 10, au fost eroare, am ajuns la 20, acum fac 20 și ceva pe tură, pentru că chiar este foarte greu. Ca și cum mai face, nu flotări, se numesc alea flotări? Da, flotări. Eu nu pot să fac flotări, dar poate asta mă va ajuta. Și văd că fata ține picioarele în sus, asta este și mai greu pentru că eu nu pot să ridic picioarele în timp ce fac. Așa, trebuie să prind și mă las pe roată. Îl fac, nu fac direct pe parchet, folosesc un covoraj din acela pentru sport și that's it. Cumpărați-vă și voi dacă vreți să faceți sport și încercați. Oricum vă spun din start că este greu, foarte greu chiar, dar pentru început începeți cu puțin. Așa, am vrut să zic că astea sunt toate lucrurile cumpărate, dar mai am ceva aici. Chiar acum recent am luat un ștergător de parbriz, care căruia îi poți atașa un prosop, să zicem. Acum prosop, nu pe partea asta, pe partea asta la altă. Nu este desfăcut încă, trebuie să-l ducem la mașină. Așa. Acum voiam să zic că ce prosop, nu pot să vă zic cu ce fel de fibră, pentru că nu știu exact, dar trebuie neapărat să citiți specificațiile de pe cutie, pentru că mă gândesc că nu poți să pui orice fel de prosop. Am un prosopel, o protecție, cum să-i zic, din acesta negru și unul din acesta albastru. Asta albastru e un picuț mai pufos. Și, bineînțeles, va trebui atașată pe partea asta unde vom șterge noi parbrizul. Da, exact. Numai nu știu acum dacă am luat colțurile corespunzătoare, că văd că nu este chiar... Ba, e un fel de isoscel, un triunghi isoscel, vai da greu, vai da greu se întinde. Ba, uite că reușesc, deci până la urmă reușesc. Numai să nu-l rupem așa din start, că nu e ok. Bun, așa arată cu ăsta albastru. Acum nu o să-l pun și pe cel negru, dar ați prins ideea invers, așa. Abia aștept să-l punem în funcțiune.
Astea sunt lucrurile cumpărate în ultimul timp, destul de una după alta, să zic așa. Și mai am eu aici jos, aici ceva, dar voi n-aveți cum să vedeți. Am o plasă plină, plină, plină de bunătăți. Sunt o comandă de la Yves Rocher, doar că văd că am vorbit destul de mult de deja și n-aș vrea să insist pe cumpărături, pentru că vreau să fac vlog de curățenie, produse terminate și cumpărături. Așa că dacă vă interesează să vedeți și comanda asta de produse cosmetice de pe Yves Rocher, să știți că îmi puteți da abonare, să lăsați like acestui clip și eu vă aștept, încerc clipul viitor, vlogul viitor să-l fac cu, să includ aceste cumpărături, dar n-o să stau chiar acum pe el, pentru că am vorbit deja mult, dar am câteva geluri de duș, am câteva produse de corp, de păr și oricum nu este mare comanda, dar sunt lucruri foarte, foarte utile pentru mine și mă bucur că am profitat de ofertă, o să vă explic și despre ofertă în clipul următor. Hai să trecem la produse terminate. De data asta de casă am terminat câteva, foarte puține, pentru că data trecută am terminat mult mai multe, dar am câteva și de corp. Și începem cu păr, da, hai să începem cu produsele de păr. Am așa, un balsam de la Sien și un șampon de la Dove. Eu între timp știți că v-am arătat în clipurile trecute că folosesc șampon de la Vela și mască de păr de la Vela, care îmi fac foarte bine, îmi întărește cumva firul de păr, mi-l catifelează în același timp și descurcă foarte bine și hidratează, dar pentru că am ăsta de la Dove și mai am baie tot de la Dove pe care vreau să le termin, cumva le intercalez cu acelea de la Vela pentru ca să le termin și pe acesta. Ăsta a fost pentru păr vopsit. Protejează culoarea, mirosea foarte bine, descurca părul atât de bine, nici nu-i mai trebuia balsam, sincer vă spun, dar am folosit balsam pentru ca să-l termin pe acesta, deci le-am folosit concomitent. Așa arată, 250 de ml și mi-a plăcut foarte, foarte mult. O să las aici deoparte și să revenim la balsamul de la Sien. Eu l-am cumpărat mai de mult, dar nu prea l-am folosit. Asta pentru că nu hidratează foarte bine, un pic us, dar nu foarte bine. Descurcă cât de cât, da, nu mă pot plânge că nu descurcă părul, dar nu este atât de eficient pe structura părului, nu știu cum să zic. Lasă cumva frizat, să zic așa. Vedeți că și acum este un pic vâlvoi, dar cu acest balsam cumva toată ziua am stă părul vâlvoi și nu-mi place, pentru că nu se așează mai catifelat, mai drept, mai fin, să-i zic așa. Dar l-am folosit într-un final pentru că am vrut să-l termin. Costă foarte puțin. Miroase destul de dulce, nu prea îmi place mirosul lui, dar soțului i-a plăcut mirosul. De câte ori îl foloseam, zicea soțul că miroase foarte frumos părul. Mie nu prea îmi plăcea pentru că era destul de dulceag, dar na, depinde de gusturi, vedeți, soțului i-a plăcut. Astea fiind spuse, hai să terminăm cu produsele pentru păr și mai am un șampon uscat de la Moroccan Oil, în varianta asta foarte mică, 65 de ml, m-a ținut super mult. L-am de prin noiembrie-decembrie, îl folosesc deja de o grămadă de luni, dar eu pentru că nu folosesc des șampon uscat, de asta m-a și ținut atât de mult. Este din acesta cu culoare, pentru păr închis la culoare, Moroccan Oil mai are și pentru păr deschis la culoare blond, cum ar fi pentru păr blond, dar eu l-am ales în varianta pentru păr închis la culoare, că ce să vedeți, cred că se vede că este închis la culoare. Mi-a plăcut foarte mult mirosul. Cumva cocos mirosea, am încă și uleiul pentru păr care îmi place foarte mult și cred că mai am în folosință ceva, dar nu mai știu exact ce, dar mai am sau nu, cred că atât. Bun, mai am uleiul și cred că am atât, un tratament, da, cred că da. Mi-a plăcut, nu o să-l mai recumpăr pentru că în momentul ăsta mai am unul de la Balea, mi se pare mare, în varianta aia super mare de 200 de ml, ăsta are 65, m-a ținut mult, ălalalt o să mă țină un an, așa că de asta nu-mi cumpăr. Nu mi-l recumpăr și nu-mi cumpăr atât de des. Hai să trecem la îngrijirea corporală. Am folosit acest gel de duș de la Balea, care mi-a plăcut la început, după care nu mi-a mai plăcut, în sensul că m-am plictisit de el. 300 de ml vegan, cu miros de zmeură și căpșuni, cumva dulce și el. Da, exact. La fel are mirosul și acum, este din ediție limitată, l-am de anul trecut și pot să zic că m-am bucurat de el, dar l-am folosit și pe timp de iarnă și pe timp mai călduros.
L-am folosit până la urmă pentru că acestea sunt destul de ușor de folosit de la balea, nu au un miros foarte puternic, nici nu rămâne foarte mult pe piele, nici nu usucă, nici nu hidratează, cumva sunt neutre, dar nu îl voi mai recumpăra, cel puțin nu în varianta asta, pentru că cumva m-am plictisit de miros. Am folosit din comanda trecută de la Yves Rocher un gel de duș, să mă vedeți pe mine, din categorie, era să zic, din gama asta cu ciocolată și portocale, super, super frumos era mirosul, 200 de mililitri. Am chiar acum crema de mâini, dar probabil o să o vedeți în clipul următor, pentru că mai am din ea să folosesc. Ba nu am început alta, în fine, am greșit eu acum. Dar mai am ceva din asta, cred că săpunul de mâini, săpunul lichid și încă o cremă de mâini. Exact, am folosit gelul de duș pe timp de iarnă, adică în perioada rece, mi-a plăcut foarte mult, miroase cumva, după părerea mea, ori a ciocolată din aia cu jeleu de portocale, ori a ciocolată belgeană, ceva de genul mă duce mirosul, oricum mi-a plăcut destul de mult și a fost foarte catifelat pe piele, se simțea super, super, super bine. Am folosit pentru epilare, eu folosesc pe picioare, să zic așa, folosesc epilator pentru că mi se pare mult mai ok, nu mă chinui atâta, în sensul că ar trebui să-mi fac culama o dată la 3 zile pentru că, și pentru că nu-mi place, folosesc epilatorul sau ceară, benzi de ceară. Asta pentru că mă ține cam 3 săptămâni o epilare, dar în unele cazuri veneam și cu spuma asta de epilare și era destul de faină, benefică, pentru că nu mă iritam. Mirosea frumos, dar eu am mai avut varianta cu mure sau cu afine, nu mai țin minte, care mirosea și mai fain. Deci aia era super, super, super top 1. Asta mirosea bine, dar nu atât de fain ca cealaltă. Oricum, este de recumpărat, nu zic nu, dar aialaltă, varianta aialaltă. Este din gama asta de la Dujdas, de firmă nemțească. Le găsiți doar în magazinele nemțești, dacă ajungeți pe acolo. Soțul meu a terminat pentru duș, ați văzut, ăla era de la Dujdas și ăsta un gel de duș de la Dujdas pentru 2 în 1, dar l-a folosit doar ca gel de duș pentru că nu folosește și pentru păr, are șampon. Detox, este pentru detoxifiere, în fine, nu cred că detoxifia nimic. Mirosea foarte puternic, i-a plăcut și acum mai termină unul pe care îl vedeți în următorul clip. Are un deodorant de la Dove și unul de la Straight, astea lui îi plac, mai folosește și de la Adidas, eu mai cumpăr de la Dove, Straight, ce mai găsesc, mai era și varianta aia, nu mai știu, ceva cu Spice, Old Spice, New Spice, Old Spice, ceva de genul, oricum sunt faine, miros super fain și era să uit, Eu ce fac cu toate ambalajele astea, le reciclez. De exemplu, la deodorante, pentru că este aluminiu și plastic, pun plasticul la plastic, aluminiu la aluminiu, cartonul la carton și le reciclez în locurile unde se pot recicla. Vă zic rapid așa câteva idei. Kaufland, la Bruscuza Kaufland, reciclați 3 produse din acestea de plastic goale, primiți un voucher de 50% reducere la un produs într-o lună. Voi puteți să primiți și 5 vouchere dacă aveți 15 produse goale, deci nu este limitat. Eu cam așa termin, cam 9 produse, 15 într-o lună, nu, ba mai mult, nu mă refer când filmez și mă duc și îmi cumpăr 3-4 produse la reducere. Sunt mereu foarte faine ofertele, Lenora am cumpărat, pastă de dinți, o grămadă, vă las aici ce este în această lună, pentru că nu știu, nu am fost, dar trebuie să mă duc să cumpăr, vă las oferta care este în curs. La Farmec, în schimb, puteți, Farmec Gerovital, puteți să duceți 4 produse de orice fel de la ei din magazin și primiți un produs în full size gratis. La Sephora nu cred că primiți nimic, dar dacă aveți să duceți și vreți acolo pentru că e mai aproape sau pentru că vă place, duceți-le acolo și ei reciclează. Kendra, nu mai știu sigur, tot timpul zic de Kendra, dar așa știu că și ei reciclează. Sunt magazine care au băgat sistemul acesta pentru că România este obligată de către Uniunea Europeană să recicleze un procentaj undeva de 50% de plastic și pentru că nu prea a reușit, mă gândesc că sunt destul de obligate și magazinele să facă acest lucru.
Deci faceți și voi. Eu aluminiul duc la aluminiu, asta pentru că nu am unde să-l reciclez aici afară, de exemplu, dar îl duc eu personal, îl duc la aluminiu, dar în rest plasticul, cartonul, dacă e de la Gerovital, Farmec, Triumph, toate, orice fel de produs puteți să le duceți. Bun, hai să trecem în continuare la produsele de casă, pentru că v-am spus că sunt puține. Am terminat un balsam din asta de rufe de la Kuschelweich, nu știu să-i zic în germană. A mirosit foarte fain, este cu lavandă, cu aloe vera. Miroase super, deci mi-a plăcut, am mai avut și pe roz și pe mov din această gamă și ăsta mi-a plăcut cel mai mult. Se simte pe haine, e super fain, mie personal mi-a plăcut și îl recomand. Îl găsiți în magazinele nemțești. Tot pentru casă, pentru baie, am folosit un săpun lichid de la Sien, din varianta asta London. Am mai avut și de la New York, mă rog, așa scrie, și cred că încă Paris, sau nu neapărat Paris, nu mai știu, Austria, nu știu. În fine, London, bine, London nu e țară, deci am zis eu Austria, nu știu. A fost fain, a mirosit frumos, cumva aparte, da, chiar aparte, nu are mirosul acela clasic de săpun lichid, ci cumva miroase mai plante, mai pe plante, mai fain. Oricum, mie mi-a plăcut, fiind ceva diferit, chiar mi-a plăcut. Tot de casă, doar că de băut, am consumat până la ultima picătură de cafea. Am avut cafea din asta, nu chiar boabe, cumva măcinată, dar mai mare era, de la Davidoff, cu aromă destul de amăruie, dar foloseam mult lapte, pentru că oricum folosesc mult lapte, și a fost foarte fain. Mai am încă unul la lucru, l-am dus și pe acesta și pe celălalt, este cafea instant. Pentru că la lucru nu îmi fac de fiecare dată acasă, să zic, nu prea îmi fac, de fapt, capsulă să-mi duc la lucru, așa că asta m-a ajutat în dimineața în care, așa, aveam nevoie. Așa, să trecem mai departe. Auziți, probabil că și mașina mea a despălat pe fundal, pentru că astăzi sunt pusă pe fapte mari, trebuie să fac și curățenie și vreo două ture de spălat, să schimb și lenjerie și dietate pentru toți, pentru că asta este viața, trebuie să facem și curățenie. Pentru igiena orală am folosit două paste de dinți, am consumat până la ultima picătură și pe ele, una de la Colgate, una de la Parodontax. Îmi place foarte mult să folosesc de la Parodontax, asta este pentru whitening, nu știu cât mi-a albit dinții, dar a fost cumva mai bună la gust decât aia altă cu floride, pentru că aia e foarte acrișoară, amăruie, sărată, nu știu cum să-i zic, dar asta a avut un gust un pic mai suportabil, și pe cealaltă o suport pentru că încerc să mă gândesc la sănătatea dinților mei, așa că am folosit-o cu mare drag. Este Parodontaxul previne parodontoza, pentru că îi zice și numele, adică știți diferența aia dintre gingii și dinți? Cred că asta ar însemna, și previne cumva să nu apară găurile alea între dinți, să se facă gingile așa de desubtul dinților, nu știu cum să zic. Și asta de la Colgate, care a fost foarte faină la gust, fresh, mentolată, nu foarte tare, dar destul de. Mi-a plăcut gustul, mi-a plăcut-o, dar am ceva împotriva acestui ambalaj. Și să vă zic ce îmi place, cum arată, este cu pompă reversibilă. În momentul în care apeși pe ambalaj, se închide pompa. Îmi place că se ridică pompa în sus, îmi place că se termină fiecare pic din pasta de dinți dinăuntru, dar se apasă foarte greu pe asta și tu când ții și pasta de dinți și apeși, parcă nu ai atâta putere. Foarte greu. Ori am nimerit eu o bucată care chiar are problema asta, se apasă destul de greu și iese greu pasta de dinți, dar până la urmă am reușit să o termin, pentru că nu puteam să arunc oricum. A folosit-o și soțul meu împreună cu mine. Hai să vă arăt ce am pentru ten, dar că trebuie să le aduc un pic mai aproape, că le-am pus la 2 km distanță. În primul rând, nu am pentru ten chiar tot, pentru că mai am ceva de la Evita, 20 de bucăți din absorbante zilnice, conține plastic în produs, asta e, cam toate conțin plastic, dar dacă o să găsești ceva doar pe bază de bumbac sau altceva, o să cumpăr. Scrieți-mi voi în comentarii ce știți că este doar pe bază de bumbac și o să cumpăr. Coton, cred că îmi place mai mult să zic coton. Pentru ten,
De foarte mult timp n-am mai terminat o cutie de capsule din astea Acne Out, suplimente alimentare cu drojdie de bere pentru un ten gras și cu tendință la acne, vitamina A, E și D, minerale, magneziu, zinc și seleniu. 30 de capsule, foarte greu am terminat-o pentru că nu mai folosesc atât de des, pentru că nu mai am probleme și sper, Doamne ajută, să nu mai apară problemele alea, sper din tot sufletul meu. Încerc să am grijă să folosesc produsele în care îmi sunt mie benefice. Sunt recomandate de dermatolog, dar nu vă sfătuiesc să le cumpărați. Întrebați pe dermatolog după care cumpărați. Altceva nu pot să vă zic mai mult de atât. Nu mă întrebați dacă să le cumpărați. Duceți-vă la dermatolog. Așa, tot de la Biotrade, tot pentru acne, am terminat o cremă din asta, o emulsie, cu clindamicină 0,8% și polivinilă 0,2%, foarte puțin procentaj, 50 de mililitri, a fost ok, mi-a plăcut, nu o mai recumpăr pentru că momentan nu simt nevoia, dar sper să nu trebuiască, sincer, vă spun că sper din tot sufletul acest lucru. Bun, ca măști de ten, am folosit una gigantică de la Alina, primită și mai am, într-adevăr, și o să mai vedeți, cade, ioi, mai are să România. Este cu hialuron și colagen, cristale de aur. Nu știu sincer să vă spun cât e de reală treaba asta, dar curge încă ser din ea, așa că nu o să insist, o să pun un pic deoparte. Mi-a plăcut foarte mult, vine cumva galbenă, siliconată, se așează pe față, după ce se usucă, nu mai poți așeza pentru că se întărește cumva, cumva dacă îi se evaporă sau îți intră serul în piele, dacă cumva tot serul reușești să stai atât de mult încât să-ți intre în piele pentru că vine cu foarte mult ser, ea se face foarte subțire masca și foarte tare, poți să o și rup. Deci mi s-a părut foarte amuzant acest lucru, de asta am și vrut să vi-l zic și vouă. Mi-a plăcut foarte mult, fața o hidratează, dar cumva dacă ai, nu știu cum să zic, o zgârietură sau un coș, să zic, mai deschis, cumva ustură, nu știu de ce, nu știu ce conține, dar ustură un picuț, pentru că am folosit când am avut așa ceva. Am mai folosit niște creme de față, de fapt o mască din asta, citiți voi, vă rog frumos, numele, pentru că este în nemțește, și încă una de ochi. Deci ochi, ten și cealaltă am folosit-o, evident, în altă zi. Mi-au plăcut. Asta pentru ochi e super faină, trebuie să o clătești cu apă călduță sau cu un prosop umezit pentru că se lipește super tare de ten. Asta la altă mi-a plăcut așa și așa, mai am de la ineprimite și altele care îmi plac mult mai mult, dar nu este rea, lasă fața cătifelată și nu mi-a apărut diverse probleme pe ten după ce le-am folosit. O cremă de ochi care mi-a plăcut foarte mult și mai am încă una, dar este în stoc, adică n-am folosit-o încă, este aceasta de la Balea cu Q10, 5 ml, foarte mică, foarte hidratantă, vine așa gălbuie, are un miros într-adevăr, dar un miros plăcut, nu știu dacă vă convine treaba asta. Căutați un DM, până în 5 lei costă varianta mică și vreo 50 de lei varianta mare, 60 de lei ceva de genul, sau poate mai puțin, 30 și nu mai țin minte exact, dar îmi place și mereu iau în varianta mică pentru că o variantă așa mică mă ține mai mult de o lună, de ce mi-aș lua varianta super mare ca să mă țină un an și jumate. Ideea este că asta de la Balea este destul de grasă și pun puțin, nu simt nevoia să pun mult. În momentul ăsta folosesc de la Yves Rocher pentru că am mai avut o comandă eu și parcă trebuie să pun un pic mai mult că nu este așa de consistentă. Deci aș zice că asta mi-a plăcut chiar mai mult decât cea de la Yves Rocher și am folosit pentru buze și Doamne ajută că am reușit să folosesc pentru că mie nu mi se pare ceva super wow. Această cutiuță cu minuni, cum mi se zice la Oriflame, este un balsam de buze călcâi, coate, poți să-l folosești, de fapt este multifuncțional, așa se zice, dar mie nu mi s-a părut neapărat o chestie wow, da, este bun, este hidratant, dar e cumva ca multe altele de pe piață asemănătoare sau de la alte firme din acestea care vând prin catalog. Na, a fost ok, mă bucur că l-am terminat, nu mai recumpăr pentru că ține super mult și nu prea îmi place să folosesc un asemenea balsam pe piele, așa că l-am folosit doar pe buze. Poate ăsta a fost motivul pentru care m-a făcut pe mine să nu mai vreau să recumpăr asemenea balsame, pentru că ține foarte mult, se strică dacă nu-l folosești în fiecare zi de vreo două ori și n-are sens. Dar dacă vă place ideea, puteți să-l luați, să-l folosiți și pentru corp. Dragilor, acestea au fost toate produsele terminate, cele cumpărate. V-am spus că revin cu produsele de la Yves Rocher cumpărate în următorul vlog. Sper să reușesc. Hai să trecem la curățenia băii, pentru că nu am foarte mult, deci nu o să vă țin extra.
extrem de mult, dar clipul acesta cu siguranță va fi unul mai lung. Sper să vă placă și hai să mergem în baie să ne facem treaba. Eu zic că totuși să mă schimb prima dată de bluzița asta frumoasă și după aia ne auzim. Hai că m-am schimbat repede într-un tricou pe care, sincer, n-aș vrea să-l stric, dar am luat ce-a fost cel mai la îndemână ca să mă ocup de curățenie. Este trecut de ora 2, pentru că am mai citit un picuț, așa că asta cam dus din timp, dar nu-i problemă că într-o oră trebuie să termin și aici. S-a terminat și mașina de spălat, o să vreau să scot de acolo hainele să le întind și să vă arăt ce am mai cumpărat, doar că am omis lucrul acesta mai devreme, că era aici în baie. Un mop pentru curățat pe jos, pentru spălat pe jos. O să-l folosesc să văd dacă e bun. Eu sper că e bun pentru că e cu fâșii din ăsta albe și mie îmi plac. Așa cumva absorbe destul de mult apă și reușesc să-mi fac bine treaba când spăl gresia de pe jos. Faianță, gresie, faianța e asta, gresie e pe jos. Cred că asta, cred că așa este. Hai să vă arăt ce o să folosesc în momentele următoare, așa rapid, pentru că vreau să mă apuc de treabă. Pentru toaletă, să știți că nu stau pe toaletă, stau pup, apropo, pentru că toaleta e aici în dreapta mea. Pentru toaletă o să folosesc Domestos, mai am puțin din asta, opa, verde, mă cam pe picioarele, că stau pup. Pentru geam și oglindă o să folosesc soluția asta pentru curățarea geamurilor de la Casa Expert, așa scrie. Pentru chiuvetă și robinetul de la Cadvana o să folosesc asta pentru calcar, anticalcar de la Cif. Mai am și pe verde, dar le mai combin pentru că unul e anticalcar, unul e pentru lucrurile opa din inox. Și pentru cadă jos, acolo unde mi se adună mie murdărie, o să folosesc acest clor, mai este foarte puțin din el, dar ca să nu îmi strec mânuțele mele, o să folosesc și mânușile astea în timp ce lucrez. Mă apuc repede de cadă pentru că vreau să las clorul să acționeze, după care fac chiuveta, toaleta, cum îi zice, deasupra aici oglinda și geamul. Atâta facem azi și spălăm pe jos. Atât, pentru că zilele următoare o să ne ocupăm și de restul dacă mai este nevoie. Dar așa, într-o oră eu zic că termin. Hai că ne apucăm de treburi, pentru că vreau să întind hăinuțele, să nu rămână acolo închise, să nu ia miros de mașină de spălat. Știți și voi că trebuie pusă la uscat ca să nu se îmbâxească. Și trecem mai departe cu mare, mare, mare forță la curățenie.
gata, vă vine să credeți sau nu, am reușit să curăț partea asta de baie pe care mi-am propus, sau de care mi-am propus. N-am spălat încă pe jos pentru că sunt aici, dar trebuie neapărat să mă duc să dau drumul și la mașina de vase, după care mă întorc și spăl pe jos. În spatele meu totul este curat, aici nu știu cât vedeți voi, dar este curat. Am șters fundul de ten pe care l-am scăpat pe chiuvetă, am șters oglina, am șters tot. Așa că eu vă las astăzi aici cu acest clip lung, dar plin cu de toate. Sper că v-a plăcut și sper să rămâneți în continuare pe canal. Lăsați like pentru că asta mă ajută și vă aștept cu mare, 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 mare drag și data viitoare v-am pupat, pa, mă duc să mă relaxez după ce spăl pe jos. Pa, pa!